Pubelele din spatele unor imobile de pe strada Dumitru Gheață s-au umplut până la refuz, așa că oamenii au aruncat și pe lângă. Astfel s-a strâns un morman de deșeuri care emană un miros neplăcut, iar locatarii din zonă se plâng de faptul că locuiesc într-un focar de infecție și nu pot deschide nici geamurile. Sunt de aceea de o săptămână, nu? Pe ce cu... Nu le ridică nimeni. Nu le ridică, pentru că vine lume din toată, din corul care aparține în partea asta, vine și aruncă aceea. Și ai noștri, că eu stau la garsonerile astea. Puteți să țineți geamul deschis. Păi, cum să le ține, că vine și de la cindru de aceea. Dar asta este situația. Și zice că ăștia care cumpăra, ăștia sunt ale noastre, ale blocului astuia. Și ăștia ai noștri nu vrea să-i lasă pe ailanți, ci... Nu, nu s-a plătit cu noi, am înțeles? Nu s-a plătit. Acum câteva zile am auzit că a venit și au curățat aici. Și m-am trezit cu un miros, nu erau nici tomberoanele. Acum văd că sunt puse lângă tomberoane. Da, păi așa erau înainte să aducă tomberoanele. Deci când nu am văzut tomberoanele, era și gunoi tot acolo. Este normal ca omul, indiferent de la ce asociație vină, să depoziteze gunoiul în pubelă. Și nu jos. Acum oamenii, unii speriați, unii evitând anumite conflicte, delimitează, lasă ori pubela și merg acolo. Cei care locuiesc în zonă vor ca deșeurile să fie ridicate și să fie instalate mai multe pubele, deoarece în același loc descarcă zilnic resturile familiile de la 5 asociații de locatari. Să aducă măcar tomberon să ia gunoaiele și dacă s-ar putea să pun la fiecare bloc, cum era înainte, tomberon la fiecare bloc. Că noi aici suportăm tot mirosul de gunoi și tot avem copii mici, nu putem ieși cu ei afară. Reprezentanții firmei de salubritate spun că situația s-a iscat din cauza datoriilor foarte mari. Firma are de recuperat de la mai multe asociații roplatnice peste 6 miliarde de lei vechi, datorii ce datează și din anul 2011. Am sistat colectarea deșeurilor menajere la un număr de 20 de asociații până acum. Cu aceste asociații am vrut să facem reașalonări de plată, dar nu am ajuns la o înțelegere, deci dânșii nu au căzut de acord. Și sperăm că în cel mai scurt timp să reîncepem ridicarea deșeurilor. Datoriile sunt per asociație, nu vă pot spune că au diferiți membri, în jur de 6 miliarde la cele 20 de asociații. În ajutorul roplatnicilor, firma de salubritate a reeșalonat o parte din datorii, însă nici așa se pare că banii nu au fost achitați. Cele mai recente restanțe sunt din martie 2013.